Da? Domnul ambasador. Bună ziua. Se zic bucurie. Da, nu. Bună ziua. 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 Nicolae Barbu. Luați loc, respect. Nicolae Barbu, luați loc. Domnilor, deci domnul ambasador m-a rugat așa, Nicolae. Să lăsăm să eu să traduc doar din franceză în română, pentru că dumnealui știe românește și cine vorbește românește înțelege direct. Ok. Da. Repede. Noi avem o vorbă română. Cade omul din copac și tot mai se odihnește un pic. Mai era, mai aduce un scaun. Da, este o clădire foarte nouă? Da, a fost o clădire monument. Și a fost renovat în urmă cu 8-9 ani. A fost o școală de meserii. Aha. Școală de meserii. Școală de ucenii, ucenii se numea. În mai multe domenii. Bună ziua! Excelența voastră, domnilor și domnilor invitați, permiteți-mi ca în numele administrației municipiului Giurgiu să vă doresc, să vă urez un bun venit în municipiul nostru și să vă prezentăm o parte, o continuare a ceea ce v-am explicat în întâlnirea privată, cu modalitatea prin care administrația orașului dorește să dezvolte economic, cultural, atât independent, dar și în cadrul unui master plan de dezvoltare regională, de dezvoltare transfrontalieră cu cei din, cu prietenii noștri din municipalitatea din Ruse. Pentru că timpul este foarte, foarte scurt, aș da cuvântul doamnei Mecaianca, director din programe de dezvoltare, să prezinte acest master plan. Direcțiile, liniile de dezvoltare pe termen lung până în 2030, aproape însoțit de un profil investițional. În fel, opunere, în industrie, a ceea ce spuneam mai devreme, zona industrială de sud-sud-vest, facilități pot fi acordate în această zonă, pot arăta, de exemplu, conform planurilor de schițelor de urbanism. Legat de toate aceste investiții, completarea inelului de centru, calității vieții în oraș, excluzând mașinile de mare tonaj din oraș, o altă investiție, aceste investiții. Zonele de agrement, zonele de sport, zonele verzi ar putea arăta în acest fel. Și, nu în ultimul rând, nu uităm niciodată aspectele culturale ale vieții noastre. Noi avem o cetate medievală numită, avem ruinele, de fapt, unei cetăți medievale, pe care intenționăm în cel mai scurt timp să le includem într-un circuit turistic, astfel încât să putem să și conservăm, dar să putem să arătăm și celorlalți bogăția noastră culturală. Sper că nu am fost foarte rapide și pentru orice alte informații, eu vă stau la dispoziție. ...de arhitectură București, decanul acelei facultăți este născut în Giurgiu și prima promoție de masteranzi a acestei facultăți au realizat 20 de proiecte
de arhitectură și de sistematizare urbană în municipiul Giurgiu, în urmă cu 2 ani. Și tot ceea ce vedeți expus, inclusiv în toată primăria, fac parte din proiecte lucrate, proiecte destul de consistente privind dezvoltarea urbană și posibilități de dezvoltare urbană. Poate că unele sunt foarte futuriste, poate că unele sunt din altă dimensiune, dar trebuie să fim ancorați un pic sau să privim în viitor ca să putem să fim forțați să vrem să ne dezvoltăm. Și aceste lucrări au făcut obiectul, eu știu, implementării în master plan. Deci pot să spun că la acest moment, chiar dacă master planul a fost elaborat și avizat și aprobat de către Bruxelles în luna iulie-august, a fost prezentat în lunile octombrie-noiembrie la Viena și la Regensburg cu ocazia primului congres al țărilor orașelor riverane Dunării și în luna februarie la Belgrad, la al doilea congres financiar privind strategia Dunării, poate că aceste proiecte, acest master plan va trezi interesul investitorilor care vor dori fie să le construiască în regim privat, fie să intre în parte din orașul nostru și de a avea un timp necesar să putem să vă arătăm și părțile bune ale acestui oraș și părțile, zonele unde se pot face investiții, unde se pot face, unde sunt create condiții pentru dezvoltarea economică, dar nu numai pentru dezvoltarea economică, cât și pentru turism și petrecerea timpului liber și, până la urmă, să cunoașteți și oamenii și sufletul oamenilor acestui oraș. Merci. Merci, monsieur le maire, pour ces explications. Merci, mesdames et messieurs, et merci, madame, pour cette présentation. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru primire și dumneavoastră pentru prezentarea făcută. C'est vraiment pour moi très intéressant parce que cette stratégie du Danube, dont on entend beaucoup parler à Bucarest. Este într-adevăr foarte interesant pentru că această strategie a Dunării despre care am auzit vorbind nu se la București. On n'en voit pas beaucoup les effets pratiques. Très intéressant de voir vos projets, même si vous venez de le dire, monsieur le maire, ils sont certes peut-être très ambitieux ou très futuristes. Et c'est parti important de prendre une liste de projets dans lesquels vous essayez de les exploiter ou de les faire pour accéder aux touristes. Il est certain qu'un fleuve, surtout un fleuve européen comme le Danube, c'est important que le fleuve européen, comme c'est le Danube, a une vocation à fédérer dans une Europe unie. Are vocația de a federaliza, de a cadrul Europei Unite. Federer deux pays proches, que sont la Bulgarie et la Roumanie. E vorba de, în primul rând, de cele două țări aderate, România și Bulgaria. Mais surtout, a federer le dynamisme et à permettre un développement un peu original. Vous évoquiez les questions industrielles, vous évoquiez aussi les questions touristiques. Și a permite dezvoltare în plan industrial, deci în general în plan economic, în plan turistic. Je pense, et vous l'avez dit aussi dans votre entretien privé tout à l'heure, que la proximité de Bucarest. Este, ați evocat de asemenea poziția favorabilă a orașului Giurgiu din punct de vedere al apropierii de București. Est aussi un atout certain pour cette région et pour votre ville. Dar este de mare importanță pentru această regiune și pentru oraș. Les programmes Interreg, les programmes transfrontaliers, sont sans doute au niveau européen ceux qui fonctionnent le mieux. Programmele de tip transfrontalier sunt fără îndoială cele care funcționează cel mai bine și total european, de fapt. Certains sont en train de poser différents projets. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a cunoaște mai detaliat și alte proiecte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans mon tour de la Roumanie, puisque j'essaie de la visiter du nord au sud, de l'est à l'ouest, très intéressé de voir les projets qui peuvent inciter nos investisseurs français à venir s'installer dans tel ou tel endroit de la Roumanie. Mă aflu într-un turneu de vizitare a provinciilor românești pentru a vedea și care sunt oportunitățile, care sunt situații și care sunt oportunitățile de investiții pentru potențialii investitori francezi interesați. Merci en tout cas et merci à tous pour votre intérêt. În orice caz, vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru vizitarea care ne-a făcut.
Să vă mulțumesc, domnule ambasador. Permiteți-mi ca să vă ofer partea administrației orașului această plachetă care să marcheze prezența dumneavoastră aici și este exact dedicată și momentului pe care îl vom onora în orele următoare. Și aș dori să vă mai ofer din partea colegiului Ion Maiorescu, colegiul cel mai vechi și cel mai vechi de tradiție în orașul nostru, invitația de a participa pe 22 martie la Ateneul Nicolae Bărnescu la Zilele Francofoniei. În fiecare an acest liceu onorează acest eveniment atât de drag țărilor noastre printr-un spectacol oferit de către tinerii acestui liceu. Dacă timpul va permite și agenda dumneavoastră nu va fi încărcată în această perioadă, ne va face o deosebită onoare prezența dumneavoastră. Mulțumesc. Și aș vrea să vă mai ofer. Aici sunt câteva materiale despre Giurgiu, inclusiv masterplanul. Este documentul nostru de căpătâi. Este Biblia noastră după care ne vom ghida de aici încolo. Profilul investițional al acestei euroregiuni, atât în format scris cât și în format electronic. Și aici sunt câteva ambasadorul Franței în România.
Se depune coroană de flori din partea instituției prefectului județului Giurgiu. Pentru România, pentru orașul și județul Giurgiu. Inscripția care fugerează la baza monumentului amintește, în esență, de intrarea în Bertelou la data de 10 noiembrie 1000, ca fiind cele care au deschis calea spre eliberarea țării aflată încă sub ocupația germanilor și alaților lor. De asemenea, la vestea intrării trupelor franceze, încă de la 10 noiembrie, regele Ferdinand a decretat mobilizarea armatei sale și a declarat din nou război Germaniei. A doua zi, armistițiul a fost semnat în Franța. Deci, intrarea trupelor franceze în Giurgiu a modificat considerabil pentru România consecințele războiului. Totuși, și curajul orașului Giurgiu, din timpul primului război, crucea de război cu palmete, reprezintă crucea de război a fost remisă orașul Giurgiu în 1922, momentele Consiliului de Miniștri Ion Bratianu, ministru român de Alba Iulia, general Louis Vegan și general Beltelu. Svelte, citez. Un oraș bombardat și în mare parte distrus încă din primele zile al războiului vostru din 1916, care a avut apoi atât de multe de suferit în timpul ocupației, dar Caruia îi revine suprema satisfacție de a fi punctul de plecare a eliberării teritoriului vostru. Am încheiat citatul. Încă de anul viitor, Franța și multe alte țări care au luat parte de la acest conflict vor intra într-un ciclu de comemorări menite să marcheze centenarul Marelui Razboi. Aceste comemorări vor deveni și o ocazie de a redecosperi mai ales unele locuri de aducere a minte, adică locuri emblematice ale istoriei. În opinia mea, Giurgiu are vocația de a figura printre aceste locuri de aducere a minte. Vă adresez urarea ca acest monument să devină timp de mai mulți ani, începând din 2014,
la fel ca și cele din Amaraș și Marașești, oborna a itinerariul lui, pe care îl vor putea urma în România, concetatenți noștri pe pașii foștilor noștri soldați. Acest... Permiteți-mi să urez un cald bun venit înaltului oaspete, excelența sa, domnul ambasador al Franței, care ne onorează cu prezența sa la început de primăvară. Ne face o deosebită plăcere să vă întâmpinăm pe meleagurile noastre de la marginea Dunării, adăugând astfel o nouă pagină în cartea prieteniei româno-franceze. Popoarele noastre au cunoscut vremuri de liniște și prosperitate, dar și momente în care istoria le-a hărăzit încercări grele. În unele dintre ele, această istorie s-a împletit, făcând posibilă împărtășirea unor amintiri comune care s-au... Excelența voastră, distinsă asistență! Ne aflăm astăzi aici pentru a omagia memoria militarilor francezi din regimentul 210, căzuți în primul război mondial pentru eliberarea orașului Giurgiu. În 1922, primarul orașului de atunci, Giurgiu, primește cu ocazia inaugurării acestui monument crucea de război cu palmete, înmânată din partea unei delegații francese conduse de însuși generalul Foch. Nu putem să nu amintim aici cuvintele rostite de mareșal cu această ocazie. Cei ce au luptat alături de noi se vor socoti prietenii noștri pe veci. Precum și răspunsul primarului de atunci, Nicolae Pascal. Crucea pe care ați dăruit-o orașului nostru reprezintă un simbol al mărinimiei poporului dumneavoastră și al sentimentelor sale cavalerești și generali pe care giurgiuvenii au acordat-o acestui eveniment. Cele trei străzi care pornesc din parcul unde este acest monument poartă numele generalului Berthelot, al mareșalului Foch și al celui care a fost întâietorul, celui care a pus, deci care a fost cel care a, sub al cărui domnie a luat naștere orașul nostru. Este vorba despre Mircea, dormitorul Mircea cel Bătrân. Aceeași onoare am acordat-o și distinșilor generali sau mareșali care au înfăptuit acest act atât de necesar poporului român. Vă mulțumesc! Săturat de asta. Mamă, bă, dar nu prea văd prin ocularul ăsta.
orașul nostru astăzi? Alors d'abord, je vais vous dire que c'est le printemps, este primăvara. Mai întâi vreau să vă spun că fiind primăvara. Et donc c'est toujours très agréable de venir dans une ville sous le soleil. Și e întotdeauna foarte plăcut să vii într-un oraș aflat sub soare. Plus sérieusement, je suis ambassadeur de France en Roumanie depuis un an. Sunt ambasador al Franței în România de un an. Et je me suis engagé dans une visite complète de la Roumanie. Și m-am angajat într-o vizită completă în teritoriul România. Et aujourd'hui, Giurgiu est la 28e capitale de județ que je visite. Astăzi, Giurgiu este a 28-a capitală de județ pe care o vizitez. C'est important pour moi de sortir de mon bureau de Bucarest. Este important pentru mine să ies din cadrul biroului meu din București. De voir la réalité du terrain. Pentru a vedea realitatea de pe teren. De m'entretenir avec les élus. Pentru a mă întreține cu aleșii locali. Pour voir leurs projets de développement. Pentru a lua cunoștință de proiectele dumnealor de dezvoltare. Et puis s'agissant de Giurgiu, și pentru că e vorba de Giurgiu, c'était pour moi aussi l'occasion aujourd'hui de faire ce devoir de mémoire. A fost pentru mine astăzi ocazia de a face o datorie de memorie et de nous permettre là au cours de cette cérémonie très émouvante. Care să ne permită pe parcursul acestei ceremonii mișcătoare de nous rappeler que nous n'avons pas toujours été dans un monde en paix, dans une Europe en paix. Să ne amintim că trebuie să fim și am fost întotdeauna într-o Europa păcii. Et que des hommes, des Français, des Roumains, și că oamenii, adică francezii, românii, et d'autres sont morts pour cette paix. Și alții și-au dat viața pentru această pace. Et il est important de rappeler aux générations, aux jeunes générations, și e important să ne amintim de generațiile tinere, qui oublient souvent que nous avons la chance de vivre dans une Europe en paix, care uită adeseori că am avut șansa de a trăi într-o Europa aflată în pace. Donc il est important de rappeler à cette jeune génération le passé. Dar este foarte important să ne amintim și de tinerele generații ale trecutului. Sans nostalgie. Nostalgiile lor. Mais avec le respect que l'on doit à tous ceux qui sont morts pour cette paix. Dar și cu respectul datorat celor care și-au dat viața pentru ca să trăim vremurile de astăzi. Et je souhaiterais remercier tous ceux qui ont permis cette cérémonie. Și mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să particip la această ceremonie. Une petite question, s'il vous plaît. Quelle a été votre opinion de Giurgiu après la réunion avec le maire et madame préfet? Je suis très intéressé par les projets qui concernent la coopération transfrontalière. Sunt foarte intéressat de proiectele referitoare la cooperarea transfrontalière. Comme je le disais à monsieur le maire et madame le préfet et au vice-président du conseil de județ. După cum am discutat cu doamna prefect, cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean și cu domnul primar. Ce qui a été hier un handicap, c'est-à-dire une frontière, une barrière. Ceea ce a fost mai de mult un handicap, o frontieră sau o barieră. Doit devenir, et on le voit bien dans tous les pays de l'Union Européenne aujourd'hui, un avantage. Trebuie să devină și așa va fi în toate, pentru toate țările Uniunii Europene, un avantaj. C'est particulièrement vrai pour le Danube. Este în mod particular adevărat pentru zona Dunării. Le plus grand fleuve européen. Cel mai mare fleuve din Europa. Qui doit être un trait d'union entre tous ces pays. Care trebuie să fie un factor de unificare între aceste țări. Et un trait d'union. Și noi vă mulțumim din suflet și sper să ne mai vizitați și să stați mai mult la noi. Vă așteptăm și